Cel mai probabil, pe parcursul acestui an, pensionarii buzoieni vor fi nevoiți să achite contravaloarea biletului pe autobuzele Transbuz. Vâstnicii vor beneficia totuși de un număr de călătorii gratuite, între 16 și 20, în funcție de cuantumul pensiei. Edilii nu au stabilit deocamdată reguli clare sau intervale orare în care pensionarii vor trebui să plătească bilet. Avem cea mai mare subvenție din România pe transportul în comun, deci vom limita numărul de Abonamente pe care, de Călătorii gratuite va fi limitat, încă studiem, dacă vor fi 16, vor fi 20 lunar, este normal să fie așa. Pentru fiecare pensionar, nu în funcție de pensia pe care o primesc. Și în funcție de pensie, deci nu vom analiza acum, deci studiem pe 15-20 de orașe din România, care este limita pensiilor, pentru că la noi s-a dus la 2500 de lei. Deci sunt orașe și cu 9 milioane, sunt orașe și cu 1300 de lei. Limitarea gratuității pe mijloacele de transport în comun vine, în opinia edililor, în sprijinul eficientizării societății Transbuz, în contextul subvențiilor uriașe acordate de municipalitate pentru transportul în comun. Orașul ar putea pierde sume importante, fonduri care ar putea fi alocate asfaltărilor. Trebuie să rentabilizăm această companie. Vom lua toate măsurile astfel încât să reușim acest lucru. Astfel riscăm compromiterea neaducerii a 25 de milioane de euro în Buzău, care înseamnă o mulțime de bani, care vreo 10 milioane de euro înseamnă asfaltare pe străzi importante, mari, ale Buzăului, inclusiv alea industriilor, vorbesc de zona industrială, zonele astea de pistele astea de biciclete care vor intra în tot orașul, de la fabrica de bere, parcuri, toate cartierele până în zonele economice, cum spuneam, inclusiv zona industrială. Aceeași măsură ar putea fi aplicată și în cazul elevilor din oraș. Primarul Constantin Toma spune că în acest fel s-ar evita și aglomerarea autobuzelor. De asemenea, studiem situația elevilor. Deși ei să aibă niște limitări aici. Pentru că la un moment dat, mă ierte cei care sunt în astfel de situații, deci s-a întâmplat într-un autobuz de 45 de oameni, 43 să fie pensionari și 2 elevi, nu plătea niciun. Deci noi trebuie să adunăm și bani ca să rentabilizăm această societate, altfel o băgăm în faliment și va fi numai transport privat. În prezent, primăria subvenționează costul călătoriei pensionarilor, dar și al elevilor din oraș. Pe autobuzele Transbuz nu beneficiază de gratuitate elevii din mediul rural, care merg la școlile și liceele din municipiu.